Domnul Naiman. Bună seara. De la Astro Club București, alături de Cătălin Beldea și Gabriel Neacu, pe care l-ați văzut puțin mai devreme, vânătorul de stele variabile, au susținut un curs gratuit de astronomie timp de 4 luni aproape. Cred că mai mult. Mai mult de 4 luni. Da. Un curs gratuit de astronomie, nu numai că este gratuit, dar îl găsiți în continuare pe YouTube, pe pagina, pe canalul nostru de YouTube. Mergeți acolo și o să aflați totul despre planete. O să aflați și despre alte cursuri pe care noi le facem. Și despre misiuni spațiale. Și despre misiuni spațiale. Și spune-ne repede ce ați mai adus voi, că ați avut niște lucruri extraordinare la voi la stand. În primul rând avem telescoape, cel mai mare telescop, cel mai tare din parcare, cum se spune, un telescop de 400 de milimetri. Așteptăm să apară Luna și poate Jupiter, să vedem, în funcție de vreme. Trebuie să se întunece mai bine ca să putem vedea. De asemenea, avem la stand un planetariu pentru copii, în care se vede în miniatură cum se face mișcarea planetelor în jurul Soarelui. Un microscop la care se pot vedea fragmente de meteoriți, roci spațiale care au călăduit prin spațiu miliarde de ani. Gunoi spațial, dacă vreți, dar pentru noi e foarte prețios. Nu e ca gunoiul ăla obișnuit, de care toată lumea fuge. Și avem un stand pentru copii, special pentru copii, o divizie a astroclubului nostru, care se numește Astroclubul Junior. Și este special pentru copii, ca să înțeleagă cum este alcătuită lumea, cum sunt alcătuite planetele, sistemul solar. Și v-a vorbit mai devreme colega noastră, Adina Soare, care este acolo, în ultimul corp, pe partea dreaptă, și care e foarte bine antrenată pentru lucruri cu copii. Este extraordinar. Și mai avem ceva foarte special pentru oamenii care nu văd prea bine, un planetariu artificial, cerul în mâinile tale se numește. Deci oamenii care nu văd foarte bine se plasează pe un scaun sub o cupolă și pe cupola respectivă, pe interior, sunt plasate constelațiile care se pot pipăi cu degetele. Este un proiect de la planetariul din Baia Mare, de la domnul Ignat. Ovidiu Ignat. Ovidiu Ignat îl cheamă și a dat cadou astfel de planetarii către toate observatoarele astronomice publice din România. Și unul din aceste planetari îl puteți vedea chiar aici vis-a-vis de standul nostru. Mulțumim, Marian. Mare plăcere. Mâine revenim să mai povestim despre ce mai avem. Sigur. La standuri. Sigur.